Itzig era pe moarte și toți adunați în jurul lui acolo și Itzig. Rașela, unde ești, Rașela? Aici, dragul meu, aici, scumpul meu, lângă tine sunt. Și copiii, unde sunt copiii? Și copiii, toți suntem lângă tine, scumpule și dragule, lângă tine suntem. Și unchii, mătușile, unde sunt? Toți suntem aici, unchi, mătuși, frați, surori, suntem toți aici. Toți sunteți aici, toți, dragul meu. Și atunci, cine pizda mă se vinde în magazin? Moare Itzig și Ștrul se duce să dea anunț la ziar. Și aia întreabă de la anunțul publicitare: ce doriți să scriem în anunț? Păi scrieți, Itzig mort. Atât? Atât. Ne pare foarte rău, noi avem aici o regulă, minimum 4 cuvinte la un asemenea anunț. Da? Bine, atunci scrieți, Itzig mort, vând parchet. La Baciu Gheorghe, în grădină, aterizează niște marțieni. Măi, și unde nu apuca ăsta un par? Și vine Cătăi. Dar păi măi, dar păi eu-am lucrat pe straturile cele, mă, fută-vă să vă fută, mă, dar păi, pe porodicile mele, mă. Dar cine sunteți voi, mă? Coboară verzișorii de acolo. Salut! Ce salut că-ți fut una din... Noi suntem marțieni. Ce marțieni? Ce județi? De unde? Păi nu, noi venim de pe Marte, de pe planeta Marte. Unde e acel? Sus, de sus, de acolo. No, și sunteți așa verzi? Ce da, toți. Așa că se uită mai bine Baciu Gheorghe. Mă, și tăți purtați brățări de aur de acele? Zice, nu, numai noi evrei. Un el și-o ia pe o bancă. Și pe lângă banca aia trece un tip cu două valize, agitat, transpirat, se oprește, zice: vă rog frumos, spuneți-mi unde este gara? La care tipul de pe bancă: ce neam tu, domn? Ăsta și-a valizele și pleacă. Tipa de acolo zice: de ce ești neam prost și nu i-a spus omului unde e gara? Merge în pule, se laude că de 2000 de ani aici și nu știe unde suntem gara. Baciu Gheorghe bolnav, pe patul de moarte, bietul. Adună toată familia în jurul lui și zice: vă rog frumos să chemați notarul. Da, chemăm popa să facem părtășanie. Să... notarul să-l chemați, da, muiuți. No, dar-l chemăm, dar spune-ne de ce să-l chemăm. Nu popa, nu notarul. De ce să-l chemăm? Vreau să-mi știm numele. Tată, dar pe bolunzât ai o viață întreagă, ai purtat numele ăsta. Cum vrei să te cheme? Să mă cheme Iosef Pișto. Dar păi de ce să te cheme așa, tată? Dar păi decât să moară unul de-a nostru, mai bine să moară unul de-a lor.